Domnului Iubis, frați și surori, sunt aici în București cu fratele Marian și fratele Marian vă va spune câteva din mărturiile prin care Domnul a trecut. Frate Marian, spune prima dată mărturia cu spitalul, cum ai trecut prin spital. Da, în urmă cu 3 ani de zile am avut un accident. Am căzut după o scară la 3 metri și am avut un accident atât de mare încât era să-mi pierd mâna. Da, înainte de accident, spune-le fraților care ascultă, cum te-a înștiințat Dumnezeu? Da, am avut un vis de noapte când Dumnezeu mi-a vorbit și am visat că un cal avea o rană în gât și venise cineva cu un cuțit și a băgat la calul acela, a băgat în gât cuțitul și eu cu mâna stângă am venit, m-am rugat pentru cal și calul s-a vindecat. Și apoi am rămas în vis cu o durere mare de mână în partea stângă. Eu aveam o problemă la casa unde stăteam în gazdă. M-am urcat pe casă și am alunecat cu scara și am căzut la peste 3 metri. În momentul în care am căzut, am avut o științare de la Dumnezeu, fracțiune de secundă, am pus mâna în spate și am căzut și mi-am rupt mâna începând de la partea de la umăr până aproape de mai jos de cot. Deci exact cum ai visat în vis că îți rămăsase durerea de mână, chiar în locul acela în mână te-ai lovit. Da. Dar înainte să primești visul acesta sau s-a întâmplat ceva mai semnificativ în viața ta, nu știu, te-ai rugat pentru cineva într-un sens anume sau... Nu. Adică nu. Să fi fost ceva care să fi cauzat lucrul ăsta și să fi cauzat furia diavolului? Nu, nu. Deci n-ai legat evenimentul de ceva anterior? Nu, nu. Eu visez de ani de zile, visez că mă rog pentru bolnavi, mă rog pentru oameni drăciți, visez că pun mâna peste bolnav, pun mâna peste oameni îndrăciți și Dumnezeu îi eliberează, vindecă prin mâinile mele, dar nu am practicat și am și practicat evenimentul. După ce am căzut după scară, am ajuns la spital, la urgență. Deci stai puțin ca să te întrerup un pic. Ca să clarificăm, deci spui că ai visat, ai avut multe vise în direcția asta, că te rogi pentru bolnavi, dar în practică te-ai rugat? Nu. Deci n-ai făcut? Nu. N-ai avut încă oportunitatea. Oportunitatea. Da, ca să mă rog pentru oamenii care sunt îndrăciți, care sunt bolnavi, ca să fac și practica pentru a mă ruga. Da, deci nu am practicat de a mă ruga pentru bolnav, pentru a scoate dragi, dar visez tot timpul. Înainte de accidentul care l-am avut și în momentul de față am vise, dar nu am practicat până când acum 2 săptămâni am fost în Jilava, a venit un om de la spital, de la Marius Nasta, de la spitalul de plămâni, au venit acolo și cineva mi-a spus că e bolnav, are o gaură în plămâni și a zis că, frate Mariane, dacă vrei să te rogi pentru omul acesta. Eu am zis că doar mă rog pentru el, dar nu să pun și mâna. Și în clipa aceea, când era la mine, lângă mine, la o jumătate de metru de mine, am pus mâna, fără să realizez, am pus mâna pe umărul lui, dar nu cu gândul ca să fac vindecare, doar să mă rog pentru el. A fost ca și cum cineva mi-a luat mâna și mi-a pus-o pe umărul lui. În clipa aceea omul a simțit o putere care a intrat prin mâinile mele în corpul lui. În clipa aceea a plecat la spital pentru că era în voie pentru câteva ore și a doua zi s-a făcut minunea cu el. Omul a făcut, înainte de a ieși din spital, a făcut niște analize și doctorii i-a spus că nu mai are nimic. Un miracol pe care Dumnezeu l-a făcut prin mâinile mele. Slăvit să fie Domnul! Da, acum fratele Daniel mă înregistrează la ceea ce Dumnezeu a făcut cu mine în mod special. Am ajuns la spital, vreau să vă aduc în amănuntul. Am ajuns la spital și
Acolo am stat 2 săptămâni în spital, cu dureri foarte groaznice, foarte dureri foarte mari. Și vreau să vă spun, frați și surori, Domnul să vă binecuvânteze, timp de 2 săptămâni m-am rugat și nu exista nimeni în spital în care să mă opereze. Doctorul mi-a zis că un alt doctor mi-a zis că atât de grav sunt, încât ori îmi taie mână, ori prefer să aleg, ori să îmi taie mână, ori să stau 10-15 ore pe masa de operație. Și am preferat să stau 10-15 ore pe masa de operație decât să ajung să-mi fie tăiată mâna. În 2 săptămâni de zile am stat și m-am rugat cum nu m-am rugat în viața mea. Practic durerea a fost atât de mare, erau peste puterile mele, dar era suportabilă, în sensul că tot timpul lângă mine a fost cineva, nu-l vedeam, dar simțeam cu coada ochiului că cineva era lângă mine îmbrăcat în veșminte albe, era ca și cum te-ai uitat la cineva, dar vedeam cu coada ochiului. Tot timpul, 2 săptămâni, a fost permanent lângă mine. În momentul acela m-am rugat ca Dumnezeu să-mi trimită un doctor care să mă opereze. Doctorul care m-a operat pe mine, de la Spitalul Universitar, 2 săptămâni de zile, omul acesta a avut, era tot timpul ca și cum cineva îl chema la spital să vină, că e urgență să vină acolo. El a venit după 2 săptămâni aproape la spital și a întrebat că cine este cel mai grav pe sala de ortopedie, ca să vină, că el nu știe de ce Dumnezeu l-a adus acolo. Și a întrebat că cine este cel mai grav și a zis că este un băiat. A venit, a stat de vorbă cu mine și mi-a zis așa: pentru tine m-a chemat Dumnezeu aici. De 2 săptămâni de zile nu am liniște, nu pot să dorm, că cineva tot îmi spune să vin la spital. El era în concediu. Și în clipa aceea mi-a zis să stau 2 zile cu gheață, pentru că mâna mi-era foarte umflată, și am stat 2 zile cu gheață, cu prosoape, cu gheață, nu gheață direct pe mână, doar prin prosoape, ca să nu fac arsură, și m-a operat. Mi-a făcut bloc aici și nu, fiind toate venele după os deplasate, nu a putut să se producă anestezie la mână, și după aceea mi-a făcut anestezie totală. Și timp de, n-a durat 15 ore, așa cum spunea medicul acela din primul, a durat în jur la 5-6 ore, a durat operația, dar timpul acesta, deci eu nu simțeam că ieșeam din trup, doar cei din spital mi-au spus că pulsul îmi scădea, se ridica, îmi scădea, se ridica. Și am stat aproape o oră în reanimare, pentru că nu avea nimeni cine să mă scoată de acolo. Eram, pentru că sunt mai gras de felul meu, și erau 2 oameni foarte micuți, și a venit un domn mai înalt așa, care era tot așa un om venit acolo în spital, și l-a solicitat pe omul acela și m-a dus la reanimare. Asta este mărturia pe care v-am adus-o înaintea voastră. Ce să zic, ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, și am să vă spun și niște experiențe pe care Dumnezeu mi le-a dat și vreau să le împărtășesc. În urmă cu 2 ani de zile, înainte să mă operez, după ce m-am operat, acum un an și ceva în urmă, am găsit o geantă cu o sumă de 20.000 de euro pe o mașină la un domn. Eu lucram la o doamnă, la o fostă procuroră, lucram acolo, și am găsit geanta pe o mașină la un domn și avea o sumă de peste 20.000 de euro. Și omul acela era ateu, nu credea în Dumnezeu, și omul acesta, când m-a văzut, a rămas surprins, pentru că geanta lui era în mâna mea. Și omul, când m-am dus la el, a zis: cu adevărat, eu cred că Dumnezeu există. Și a făcut Dumnezeu lucrarea prin mine, ca omul acela, pentru că omul acela nu credea, era un ateu convins. Dar când ai văzut ața bani, ai fost ispitit un pic să în te primul gândești? Moment... Sau aveai bani așa mulți încât nu mai trebuiau bani? Nu aveam bani. Era zile când nu aveam ce să mâncăm. Dar am zis că cel mai important lucru este să fii curat înaintea lui Dumnezeu. Deci chiar dacă n-ai avut bani,
totuși ai, n-ai vrut să iei din banii care nu stai tăi? Nu, că puteam să iau frumos bănuții, eu luam geanta și o aruncam, ce era, și eu prăsteam bănuții. Dar Dumnezeu spune așa în cuvântul său, spune cuvântul lui Dumnezeu, că ce nu este al nostru să dăm înapoi. Nu mi se părea că lucrul ăla era, să zicem că era o binecuvântare pentru mine, din momentul ce nu era al meu. Al meu este doar prin muncă. Câți bani erau în geanta aia? Peste 20.000 de euro. Dar tu ai numărat sau ți-a spus nu, el? Nu, proprietarul mi-a spus că zice... Deci nici măcar nu ai numărat. Nu i-am numărat. Proprietarul mi-a zis că când am fost la el în casă, i-am oferit geanta și mi-a zis, tu știi câți bani am acolo? Și i-am zis, nu știu și nici nu mă interesează. Am venit să vă aduc geanta. Și că da, te cunosc, tu ești domnul acela de lucrez la familia aceea procuroră, la doamna Sonia. Tu ești băiatul la Marian. Și am zis, da, domnul, îl cunoșteam așa din vedere, dar nu aveam treabă așa, dar ne salutăm. Ne salutam. Și atunci omul a zis, am peste 20.000 de euro, am vândut doar de un apartament și am luat contul de la apartament. Și zice, vreau să te răsplătesc. Și am spus că nu am nevoie să fiu răsplătit, că Dumnezeu mi-a dat o răsplată mult mai mare. Și el atunci, în clipa aceea, a venit soția dânsului și a zis, tu știi câți bani avem acolo? Și am zis, da, mi-a spus soțul dumneavoastră. Zice, cu adevărat, credem că există Dumnezeu. Erau niște atei convinși și el și soția lui. Și ei, eu am devenit o mărturie pentru toți oamenii din zona aceea, din Luica, din Bercin, sector 4. Și am mai găsit altă dată și un car cu 500 de milioane, cu tot cu PIN. Altă dată am găsit un portofel cu o sumă de 10 milioane, tot așa, am găsit cu acte, cu tot, am fost la om acasă și am rămas prieteni, am devenit o mărturie pentru ei și când am avut nevoie, de exemplu, când am vrut să plec într-o localitate, să plec într-o lucrare, oamenii s-au oferit că mă ajută gratis. Asta este mărturia. Adică cum să te ajute gratis cu transport? Cu transport fără să plătesc. Slăvit să fie Domnul. Da. Acum, ce să mai vă zic, sunt căsătorit din anul 2000 și eu și soția mea suntem creștini amândoi, îl iubim pe Domnul Dumnezeu, pe Domnul Iisus și suntem misionari, lucrători în via Domnului și ceea ce facem este pentru Dumnezeu. Nu vrem nimica pentru noi, pentru că Biblia spune că pământul cu tot ce este pe el va arde, așa că noi trebuie să fim pregătiți pentru întâlnirea cu Hristos și ceea ce facem să facem pentru Domnul, ca pentru Dumnezeu. Dumnezeu ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mulțumesc fratelui Daniel care a venit la București și ne-am bucurat împreună aici. Și mai departe, fratele Daniel să preia. Frații mei, așa cum am auzit, există oameni care în ziua de astăzi mai există oameni cinstiți, Dumnezeu are oameni peste tot în lume. De aceea nu contează cât de sărac ești sau câte probleme financiare ai. Dacă vrei să fii cinstit și să fii plăcut lui Dumnezeu, nimic nu te împiedică să faci lucrul ăsta dacă tu vrei și dacă îl iubești pe Dumnezeu și dacă vrei să faci voia Lui. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să ascultăm de El până la sfârșit. Amin. Multă pace.